După ce a fost capitală culturală europeană în 2007, Sibiul își dorește să obțină și statutul de regiune gastronomică europeană în anul 2019. Au fost deja prezentate demersurile primăriei Sibiu din punct de vedere financiar, strategic și organizatoric pentru realizarea acestui proiect. Regiunea are nevoie de un nou program care să unească eforturile tuturor actorilor locali, autorități și operatori, mediul de afaceri și cetățeni. Sibiul a dovedit că poate gestiona proiecte de anvergură europeană cu rezultate bune pentru comunitate. Dacă va fi implementat cu succes, programul va aduce beneficii economice, sociale și de imagine Sibiului și întregii regiuni, spune Astrid Fodor, primarul interimar al Sibiului. Inițiatorii precizează de asemenea că regiunile care participă în program trebuie să se angajeze moral, că vor asigura hrană de o mai bună calitate și că vor sprijini cultura și tradițiile locale. Printre scopurile particulare ale acestui program se numără și scoaterea în evidență a particularităților gastronomiei regiunii Sibiu, incluzând hrana, producția de vin și feluri de mâncare locale, prin proiecte de marketing menite să le promoveze. Pentru Sibiu, un asemenea titlu ar sublinia diversitatea culinară și ar deveni parte a itinerariilor culinare europene, creând astfel noi legături între comunitățile europene.